Putem începe, da? Destinsă prezență, cu îngăduința domnilor voastre, vreau să dau citire deciziei Consiliului de Conducere a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, numărul 2, din 04 octombrie 2021, cu privire la formarea Consiliilor Științifice Specializate pentru susținerea tezelor de doctor. Așadar, se aprobă formarea Consiliului Științific Specializat numărul D533042148 al Universității de Stat de Educație Fizică și Sport, abilitat cu dreptul de a organiza susținerea tezei de doctor în științe ale educației a doamnei Grosu Maria, cu tema practicarea diverselor forme ale turismului activ în vederea socializării adolescenților. Specialitatea 53304, educație fizică, sport, kinetoterapie și recreație. Conducător științific Râșneag Boris, doctor în științe pedagogice, profesor universitar. Componența Consiliului Științific Specializat. Dorgan Viorel, președinte, doctor habilitat în științe pedagogice, profesor universitar. Braniște Gheorghe, secretar științific, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar. Chirazi Marin, doctor în științe pedagogice, profesor universitar România. Gonciaruc Svetlana, doctor în științe pedagogice, profesor universitar. Onoi Mihai, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar. Și referenții oficiali. Danail Sergiu, doctor în științe pedagogice, profesor universitar, și Spătaru Tatiana, doctor habilitat în sociologie, conferențiar universitar. În cele ce urmează, onorată prezență, vreau să ofer cuvântul secretarului științific pentru a prezenta actele care sunt în dosarul candidatului la titlu și corespunderea lor cerințelor. Vă rog. Da. Domnul Braniște. Domnul profesor. Vreau să vă comunic că actele constitutive ale dosarului sunt îndeplinite conform cerințelor ANACEC. Cu privire la curriculum vitae, dacă îmi permiteți să dau citire. Așadar, pretendenta Grosu Maria, născută la 18.07.1988, satul Bocani, raionul Fălești, privitor la experiența profesională, 2012 până în prezent, asistent universitar, catedra natației și turism, Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport Chișinău, 2018-2019, cercetător științific în cadrul proiectului socializarea adolescenților prin practicarea formelor de turism, 2019, membru în cadrul proiectului realizarea manifestărilor științifice Sport Olimpic Sănătate, 2019 de asemenea, membru în cadrul proiectului promovarea valorilor sportului național în comunitatea școlară. Cu privire la educație și formare, 2013-2018, doctorat în științe ale educației, Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport Chișinău, 2010-2012, magistru tehnologie și management în turism, Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport, 2007-2010, licențiat în psihologie și științe ale educației, Universitatea de Stat de Moldova, 2004-2007, diplomă de bacalaureat, liceu teoretic Eugenie Coșeriu, satul Catranic, raionul Fălești. Limbi străine, limba maternă română, limbi străine rusă la nivel B2, ascultare, citire, discuție, tecera, limba spaniolă, ascultare B2, citire, participare la conversație, discurs oral, scriere, nivel A2. Competențe și abilități sociale, sociabilitate, punctualitate, responsabilitate, lucru în echipă, relaționare, adaptabilitate, etc. Competențe și aptitudini de utilizare a calculatorului, posedă
competențe de utilizare a tehnologiilor informaționale și a programelor Word, Excel, PowerPoint. Cam atât. Domenii de interes, pedagogie, psihologie, turism. Vă mulțumim, domnul Braniște. La publicație, cu privire. Da, vă rog. Cu privire la publicație, coautor într-o carte, la editarea unei cărți de specialitate, articole în reviste științifice din străinătate recunoscute, 3, articole în reviste recunoscute în Registrul Național al revistelor de profil categorie B, 9, așa, teze în culegeri științifice, lucrări, conferințe științifice internaționale, 2. Ceea ce întâlnește și depășește condiții. Da. Vă mulțumim, domnul Braniște. Dacă aveți întrebări la secretarul științific al Consiliului, deci dacă întrebări nu, atunci cuvânt îi oferim cu multă stimă pretendentii la titlu, care o să aibă 20 de minute pentru a ne prezenta conținutul tezei și rezultatele acesteia. Poftim! Bună ziua, onorată asistență, stimate domnule președinte, stimați membri al Consiliului Științific Specializat, în atenția dumneavoastră, permiteți vă voi relata cele mai relevante rezultate obținute în cadrul realizării tezei de doctorat cu temă practicarea diverselor forme ale turismului activ în vederea socializării adolescenților. Actualitatea și importanța problemei abordate. Relevanța temei de cercetare este determinată de importanța aplicativă a practicării diverselor forme ale turismului activ în vederea socializării adolescenților, precum și de extinderea abordărilor teoretico-empirice în structura cunoștințelor pedagogice legate de fundamentarea oportunităților de socializare a adolescenților în baza activităților turistice. Perioada adolescenței este caracterizată drept una dintre cele mai dinamice și contradictorii etape în dezvoltarea personalității umane, care este însoțită de schimbări intense fiziologice, cognitive, sociale și emoționale, secundate de blocaje în dezvoltarea și crearea unei personalități sociabile. Deficitul de socializare afectează negativ nivelul de cultură generală al adolescenților, bulversează orientările valorice, reduce capacitatea de exercitare a rolurilor sociale corespunzătoare vârstei, împiedică conștientizarea realității și capacitatea de interacțiune socială, având impact negativ și asupra stării de sănătate, toate fiind provocate de impactul negativ al stilului de viață sedentar, condiționat de internet și mai recent de pandemie de coronavirus. Adolescenții sunt supuși riscului de a adopta comportamente criminale, deplin moral, creștere dependenței de droguri, abuzul timpuriu de alcool, fuga de acasă, conduita deviantă, lipsa încrederii în sine, incapacitatea de a face față în mod activ dificultății vieților cotidiene. Actualitatea și importanța problemei abordate este determinată de necesitatea eficientizării procesului de socializare a adolescenților în condițiile societății moderne, de extinderea cunoștințelor sociopedagogice privind procesul de socializare a adolescenților prin diferite forme de turism activ, de valorificarea potențialului de socializare a turismului activ și a gradului de implementare al acestuia în procesul de învățare și activitate extracurriculară. Practicarea diverselor forme de turism activ oferă oportunități în rezolvarea problemei complexe de socializare a adolescenților. Creșterea importanței practicării formelor de turism activ în ultima perioadă a favorizat soluționarea acestei probleme prin intermediul implicării adolescenților în activitățile cu caracter turistic, în cadrul practicării formelor de turism activ. Scopul cercetării constă în analiza potențialului turismului activ ca mediu de socializare a adolescenților și determinarea condițiilor sociopedagogice de realizare practică prin elaborarea și valorificarea aplicativă a programului turismului activ privind socializarea adolescenților. În corespundere cu problema și scopul cercetării, au fost formulate următoarele obiective ale cercetării. Analiza teoretică și argumentarea noțiunii de formele turismului activ și a specificului procesului de socializare adolescenților în cadrul practicării formelor de turism activ.
identificarea criteriilor și determinarea nivelului de socializare a adolescenților în cadrul practicării diverselor forme de turism activ, investigarea specificului denotativ a adolescenților și al socializării acestora, cercetarea gradului de socializare a adolescenților și a rolului diverselor forme de turism activ în acest proces, implementarea și argumentarea eficacității programului turismului activ privind socializarea adolescenților. Ipoteza cercetării. S-a presupus ca elaborarea și implementarea programului turismului activ privind socializarea adolescenților ar fi eficientă dacă pregătirea fizică a adolescenților se va începe cu inițierea lor în formele de turism activ, care vor contribui la implicarea mai eficientă în desfășurarea activităților programului de socializare. Va exista o corelație între cadrul didactic și adolescenți care va avea un caracter constructiv de integrare. Adolescenții se vor concentra asupra autoconducerii, care va asigura dezvoltarea independenței în luarea deciziilor, crearea rolurilor sociale, realizarea problemelor, privind relațiile reciproce între grupurile de apartenență și socializarea. Noutatea și originalitatea științifică rezintă în elaborarea și implementarea programului experimental de activități turistice axat pe practicarea diverselor forme de turism activ, fapt ce a contribuit la îmbunătățirea procesului de socializare a adolescenților. Valoarea aplicativă este determinată de implementarea eficientă a programului turismului activ privind socializarea adolescenților și utilizarea acesteia în cadrul activităților extrașcolare de către instituțiile de învățământ. În capitolul 1 este prezentată fundamentarea conceptului de socializare adolescenților în practicarea formelor de turism activ, în care sunt analizate contextele evolutive și a premiselor formelor de turism activ. Sunt evidențiate modele de estimare a turismului activ ca factor de socializare. Sunt examinate incursiunile în evoluția abordărilor teoretice ale adolescenței. Sunt prezentate particularitățile socializării adolescenților în mediul social. În cadrul capitolului 2 este prezentat ansamblu metodologic al cercetării procesului de socializare a adolescenților în practicarea formelor de turism activ. În cadrul capitolului 2 este prezentat designul cercetării, sunt propuse etapele și metodele de cercetare. Este prezentat experimentul de constatare, care s-a desfășurat în perioada 2015-2016, pe un eșantion de 60 de adolescenți, 30 din cadrul liceului internat municipal cu profil sportiv, sectorul Buicani, și 30 din cadrul gimnaziului Galata, orașul Chișinău. În cadrul capitolului 2 este prezentată cercetarea sociologică privind măsurarea gradului de socializare a adolescenților, aprecierea indicatorilor optimi ai nivelului inițial de pregătire fizică a adolescenților, stabilirea climatului socioafectiv al grupurilor de adolescenți prin testarea sociometrică. Sunt prezentate rezultatele analizei statistice și interpretarea acestora. Participanții implicați în desfășurarea diverselor forme de turism activ propuse trebuie să beneficieze de o pregătire fizică adecvată, ce implică rezistență, viteză, forță, mobilitate și elasticitate. În acest context, practicarea diverselor forme de turism activ presupune parcurgerea unor anumite porțiuni de traseu cu dificultate, ca depășirea obstacolelor naturale, ce necesită anumite calități motrice ale participanților implicați. Astfel, am considerat necesar a realiza testările parametrilor de pregătire fizică generală grupurilor de adolescenți. În tabelul 1 sunt reprezentate datele indicatorilor de pregătire fizică generală la parametri: alergare de viteză 60 de metri, alergare de rezistență 1000 de metri, alergare de rezistență 2000 de metri, flotări pe banca de gimnastică și tracțiunea vara fixă. În urma analizei rezultatelor testărilor efectuate la etapa inițială, la toate testele menționate în tabelul 1, se poate determina că valoarea mediilor obținute de adolescenți este scăzută atât la fete cât și la băieți, în comparație cu criteriile de evaluare a adolescenților la disciplina de educație fizică, în ciclu gimnazial și liceal. Pentru activitatea de cunoaștere și măsurarea nivelului de socializare și a relațiilor reciproce, a nivelului interacțiunii sociale și empatiei, s-a aplicat testul sociometric. În tabelul 2 avem ilustrate datele indiciului de statut preferențial în cadrul testării inițiale pentru grupul 1 și grupul 2, în cadrul valorii psihosociale de tip preferențial, populari, acceptați, indiferenți și marginalizați.
Din datele prezentate în tabelul 2, putem observa că indicii de statut preferențial la testarea inițială, în cadrul experimentului prealabil, variază atât în grupul 1, de la 0,73 până la -0,46, cât și în grupul 2, de la 0,86 la -0,50. Datele înregistrate reflectă faptul că în grupuri există persoane bine integrate, care sunt lideri formali ai grupului, însă predomină un număr mare de subiecti complet neintegrați, în grupuri care sunt marginalizați sau față de care se manifestă indiferență. Putem afirma că la testarea inițială, atât grupul 1 cât și grupul 2 sunt omogene privind nivelul de comunicare, relaționare și socializare. În baza calculării indicilor sociometrici prezentați în tabelul 1, au fost realizate sociogramele colective, prezentate în figura 2 și 3. În urma calculării datelor indicelui sociometric, s-a obținut o radiografie reprezentată sub formă grafică asupra structurii grupului și a poziției fiecărui membru în cadrul grupului de adolescenți. Iar prin culori am reprezentat gradul de popularitate a membrilor în interiorul grupului. Prin culoarea albastră am reprezentat membrii care se bucură de cea mai mare popularitate în interiorul grupului, fiind popularii. Prin culoarea bordeaux am reprezentat membrii care în interiorul grupului înregistrează un număr mai mare de atracții pozitive decât negative din partea membrilor grupului, fiind membrii acceptați. Prin culoarea verde am reprezentat membrii care în interiorul grupului înregistrează un număr mai mare de alegeri negative decât pozitive din partea membrilor grupului, fiind membrii marginalizați. Prin culoarea fiolet am reprezentat membrii care în interiorul grupului înregistrează 0 alegeri pozitive și 0 alegeri negative, fiind indiferenții. Studiind sociogramele celor două grupuri din figura 2 și 3, a scos în evidență faptul că subiecții chestionați au demonstrat un nivel scăzut al indicelor sociometrici în concordanță cu alegerile făcute. Reprezentările grafice din interiorul sociogramelor ne arată că relațiile dintre subiecți din grup nu sunt echivalente, nivelul de socializare fiind atenuat, în special de nivelul de relaționare a membrilor din cadrul grupului. Pentru măsurarea nivelului de relații interpersonale și a gradului de socializare a membrilor din interiorul grupurilor de adolescenți, a fost aplicat testul proiectiv Eu și grupul, reprezentat în figura 4. În cadrul testului proiectiv, fiecare membru și-a proiectat existența în interiorul grupului, analizând datele obținute atât în grupul 1 cât și în grupul 2, s-a evidențiat prezența numărului similar de minigrupuri în grupurile de referință, dar neomogene după nivelul de relaționare, cooperare și socializare între membrii grupului. Testul proiectiv ne-a oferit posibilitatea de a analiza nivelul afectiv a fiecărui membru în interiorul grupului, abilitățile de relaționare între membrii, identificarea zonei fiecărui membru, investigarea nivelului de socializare și relaționare a membrilor din cadrul grupurilor, prin prezența numărului similar de membri în interiorul grupurilor de referință. În vederea rezolvării problemelor sus menționate, privind optimizarea procesului de socializare a adolescenților, a fost proiectat programul turismului activ privind socializarea adolescenților, care este prezentat în tabelul 3. Toate etapele din cadrul programului au fost proiectate astfel încât să evidențieze două aspecte de bază: pregătirea fizică generală a adolescenților și optimizarea procesului de socializare a adolescenților participanți. În cadrul capitolului 3 este prezentată argumentarea experimentală a eficacității programului turismului activ privind socializarea adolescenților. În cadrul capitolului 3 s-a realizat experimentul de bază în perioada 2017-2018, care a avut ca obiectiv principal testarea eficacității programului turismului activ privind socializarea adolescenților, ce a fost aplicat în cadrul practicării formelor de turism activ în codrii Moldovei, pe traseul Chișinău, Sipoteni, Hărjauca, Bularda, Leordoaia, Veverița, Bahmut, Chișinău. În cadrul capitolului 3 este prezentat examinarea dinamicii mediilor de evaluare a pregătirii fizice a adolescenților la testare finală, constatare comparativă a gradului de socializare a grupului de adolescenți în cadrul practicării formelor de turism activ, demonstrarea eficacității programului turismului activ privind socializarea adolescenților. În
tabelul 4 avem reprezentați indicii de statut preferențiali înregistrați la testare inițială în grupele martor și experimentală în categorii psihosociale de tip preferențial, populari, acceptați, indiferenți și marginalizați. Comparând indicii de statut preferențial înregistrați de subiecții din grupa martor și cea experimentală, atât la testarea inițială cât la cea finală, putem vedea că grupa martor nu înregistrează schimbări semnificative, situându-se în aceeași zonă de grup necoeziv, în care lipsesc cooperarea, relaționarea și integrarea. În grupa experimentală se atestă diferenții semnificative, de la o evaluare la alta, grupul devenind coeziv, prin comansarea valorii psihosociale de tip indiferent, cu valoarea psihosocială de tip acceptați, diminuarea valorii psihosociale de tip marginalizați, la aceeași valoare de tip acceptați, care crește de la 3 subiecți la testarea inițială până la 23 la cea finală, ceea ce denotă faptul că toți membrii grupului au început să relaționeze prin intermediul activităților din cadrul programului propus, care au condus spre optimizarea nivelului de socializare și integrare socială. În figura 5 și 6 sunt reprezentate sociogramele grupului de adolescenți în cadrul testării inițiale și finale a grupei martor, unde putem observa că de la testarea inițială la testarea finală nu s-au înregistrat diferențe semnificative în interiorul grupului, astfel înregistrându-se practic aceleași valori psihosociale la categoria populari, acceptați, indiferenți și marginalizați. Conform sociogramelor prezentate în figura 7 și 8, în cadrul testării inițiale și finale, în grupa experimentală, se pot remarca schimbări majore, de la o testare la alta, prin prezența unei coeziuni pronunțate a membrilor din interiorul grupului și modificarea valorii psihosociale prin diminuarea numărului de membri populari, creșterea celor acceptați, scăderea celor marginalizați și suprimarea celor indiferenți. Instrumentele de testare sociometrică au constituit ajutor necesar în cunoașterea fundamentelor socioafective ale grupurilor, care ne-au oferit posibilitatea demersului de investigare, măsurând astfel gradul de socializare și relaționare a membrilor din interiorul grupului. În figura 9 sunt reprezentate rezultatele testului proiectiv Eu și grupul, înregistrate la testarea finală, în grupa martor și grupa experimentală. La testarea finală, grupa experimentală se poate remarca prezența unui singur grup prin reunirea celor 4 minigrupuri înregistrate la testarea inițială. Această fuziune a minigrupurilor s-a datorat participării grupei experimentale la practicarea formelor de turism activ, prin parcurgerea etapelor tehnice incluse în cadrul programului privind socializarea adolescenților, în cadrul căruia membrii grupului au reușit să însușească normele din cadrul grupului prin activitățile desfășurate. Iar în grupa martor, membrii grupurilor, desfășurându-și activitatea în regim obișnuit, putem observa că s-au înregistrat mici diferențe de la testarea inițială la cea finală, prin prezența 3 minigrupuri în interiorul grupului. Din analiza datelor obținute la testarea finală, în grupa experimentală, se vede clar că adolescenții au însușit normele de relaționare, cooperare și socializare cu membrii din cadrul grupului. Prin dezvoltarea unui comportament constructiv, deschiderea spre comunicare, interrelaționare, acceptare și toleranță față cu cei din jur. În tabelele 5 și 6 sunt reflectate indicii statistici la testele ce definesc nivelul de pregătire fizică generală a grupurilor de adolescenți pentru categoria fete și băieți în cadrul testării inițiale și finale. În ce privesc indicatorii din cadrul testării inițiale, nivelul de pregătire fizică a grupurilor de adolescenți pentru categoria fete și băieți, trebuie să menționăm că nu au fost înregistrate diferențe semnificative. Comparându-se diferențele dintre rezultatele mediilor subiecților din grupa experimentală și grupa martor, se evidențiază un progres mai bun la grupa experimentală. În urma analizei comparative a rezultatelor testării nivelului de pregătire fizică, diferențele dintre acestea apar în mod evident în cazul comparației indicelor inițiali și finali ai subiecților din grupa experimentală, atât pentru categoria de fete, unde T egal cu 4,76, unde P mai mică 0,01, cât și pentru categoria de băieți, unde T egal cu 4,47, P mai mică 0,01. Rezultatele înregistrate atestă importanța practicării diverse forme de turism activ, incluse în cadrul programului,
Astfel, în grupa experimentală, s-a demonstrat o creștere semnificativă a tuturor parametrilor de pregătire fizică generală testați, atât pentru grupul de fete, cât și pentru grupul de băieți. În tabelul 7 sunt reprezentate rezultatele statistice ale testărilor sociometrice pentru grupele martor și experimentale în cadrul valorii psihosociale de tip populari, acceptați, indiferenți și marginalizați. Analizând valorile obținute de ambele grupe la testarea finală și calculând indicii sociometrici, s-au obținut diferențe semnificative în grupa experimentală între indicii individuali la testările inițială și finală la valoarea psihosocială de tip preferențial, populari, acceptați, indiferenți și marginalizați, în care pragul de semnificație a variat între 0,45 și 4,29, unde P e mai mic ca 0,01, mai mic ca minus 0,001. Potrivit rezultatelor în grupa experimentală, comparativ cu cele din grupa martor, la testarea finală s-au observat îmbunătățiri evidente în grupa experimentală. În acest sens, pragul de semnificație a variat între 0,45 și 2,41, unde P mai mic ca 0,05. În urma analizei datelor prezentate în tabelul 7, se observă faptul că diversele forme de turism activ, incluse în programul turismului activ, privind socializarea adolescenților, aplicată în grupa experimentală, au redus semnificativ valoarea psihosocială de tip preferențial la categoriile populari, acceptați, indiferenți și marginalizați. Totodată se poate afirma că adolescenții din grupa experimentală au progresat din punct de vedere al intensificării relațiilor interpersonale în cadrul grupei de apartenență, în baza atracțiilor și respingerilor, dând dovadă de creșterea nivelului de relaționare, cooperare și socializare, ca rezultat al practicării etapelor din cadrul programului turismului activ privind socializarea adolescenților. Astfel, putem generaliza că diversele forme de turism activ propuse în cadrul programului privind socializarea adolescenților, aplicat în grupa experimentală, au favorizat procesul de socializare a acestora prin formarea unor relații interpersonale și abilităților practice în cadrul etapelor tehnice prevăzute în program, ca dezvoltarea abilităților creative, dezvoltarea abilităților cognitive, dezvoltarea abilităților de dobândire a încrederii în sine, dezvoltarea abilităților motrice, dezvoltarea abilităților de cooperare, abilităților de învingere a fobiei. Permiteți-mi să nu dau citire concluziilor generale și recomandărilor, deoarece se regăsesc în finalul tezei și rezumatului de doctorat. Mulțumesc frumos pentru atenție! Doamna Grosu, deci în continuare, runda de întrebări-răspunsuri. Poftim invitații. Vă rog mai activ, așa. Da, domnul Madrigan. Restul că singurul termen facultate de psihopedagogie, psihologie, da? Care a fost motivul ca anume această lucrare să o aplici în domeniul turismului, turismul sportiv, turismul activ, care a fost motivul la bază, care a fost baza? Pentru că te ziești în domeniul psihologiei. Da. Mulțumesc frumos pentru întrebare. Finisând studiile în psihologie științele ale educației licențiată, am hotărât să schimb domeniul, făcând studiile la ciclu 2 în tehnologie și management în turism, absolvind studiile la tehnologie și management în turism, înscriindu-mă la școala doctorală, am hotărât să abordez psihologia în concordanță cu turismul, deoarece activitățile turistice nu se pot desfășura fără un instructor, iar un instructor trebuie să aibă o pregătire fizică și psihologică destul de bună. Astfel, odată ce ne-am desfășurat în diferite activități turistice, un instructor trebuie să fie pregătit ca acolo să se întâlnească cu diferite tipuri de persoane, cu diferite tipuri de temperament, coleric, melancolic, flegmatic. Astfel, am decis ca să combin psihologia cu turismul activ. Domnul Dregan, în măsură v-a satisfăcut, în și măsură v-a satisfăcut răspunsul. Mulțumim. Încă întrebări?
membrii Consiliului, dar domnul Noi, vă rog. Doamna pretendență, spuneți-vă rog, aveți aici un program de activități turistice, da, care este compus din mai multe compartimente, da, care au la bază formele de turism activ. Am vrut să întreb, aveți jocuri dinamice, caracter turistic, aveți pista cu obstacole, este labirintul sportiv. Care din aceste, din cadrul programului, au influențat mai mult procesul de socializare al adolescenților? Mulțumesc frumos pentru întrebare. Etapele care au fost incluse în cadrul programului privind socializarea adolescenților, putem spune că toate etapele au influențat procesul de socializare. Atât etapele tehnicile de la tehnica turismului pedestru, de exemplu, când s-au desfășurat traversarea funilor paralele, traversarea funilor suspendate, labirintul turistic sportiv. În momentul de față, grupurile interacționau, adolescenții interacționau, comunicau și astfel, prin toate activitățile date, s-a și desfășurat procesul de socializare, de integrare, fiindcă ei erau puși în situația de a conlucra în grup. Și asta și i-a motivat ca ei să se integreze, să socializeze, să relaționeze și totodată să se susțină reciproc. Încă întrebare, domnul Noi. Da, aș vrea să întreb. În teză este prezent testul Iușu grupul, care la final s-a văzut, adică grupa experimentală, coeziunea grupului. Întrebarea este dacă, în afară de testul Iușu grupul, ați dus observații ulterior, după finisarea experimentului, cu dirigenții clasei sau, eu știu, cu elevii chiar, dacă ei au devenit, adică s-au socializat în continuare, adică au rămas un grup sau s-au dispersat ulterior. Da, mulțumesc frumos pentru întrebare. A fost aplicat, în cercetarea noastră a fost aplicat testul proiectiv Eu și grupul. Noi mai ținem încă până la moment legătura cu liceele date, care perioada de pandemie, spunem așa, i-a stagnat și nu au mai desfășurat aceste activități active în aer liber, care ei vin cu astfel de solicitări ca să scoatem, să desfășurăm astfel de activități. Ei până la moment, adică sunt un grup omogen, care îi spun că, într-adevăr, au fost niște activități destul de eficiente, care au contribuit la cunoașterea mai bine a membrilor din interiorul grupului, a relaționării, a integrării, a socializării. Da, ei până la moment, adică sunt într-o strânsă corelație, care... Mulțumesc! V-ați satisfăcut gratul de curiozitate? Da, mulțumim! Încă întrebări, vă rog, membrii Consiliului. Domnul Chiorazi, referitor totul la programul utilizat și sunt curios care dintre mijloacele folosite a fost cel mai atractiv pentru adolescenți. Jocurile dinamice, cele specifice turismului sau, eu știu, poate chiar mijloacele de acționare individuale. Mulțumesc frumos pentru întrebare. Cred că cele mai atractive și totodată cu caracter dinamic au fost chiar traversarea funilor paralele, traversarea funilor suspendate, echipamentul care a fost îmbrăcat de către participanți, montarea traseului a fost, cred că, destul de dinamic, pot spun, și ceva nou pentru dânșii, care ei nu au mai abordat o astfel de tehnică. Și adică au fost ceva nou și destul de captivant, în care i-au relaționat, s-au susținut reciproc, bineînțeles. Mulțumesc! Domnul Chiorazi, mulțumit! Mulțumesc! Da. Domnul Spătaru, vă rog! Am și o întrebare. Deci, suntem de 2 ani în perioada pandemiei, este o situație specifică. Întrebarea mea este care sunt tendințele la nivel internațional a dezvoltării turismului și în cadrul acestor tendințe unde vedeți dumneavoastră locul turismului activ? Da, mulțumesc frumos pentru întrebare. Putem să spunem că perioada de pandemie a oprit procesul de, spunem, de practicare a turismului activ în astfel de grupuri.
tendințele de dezvoltare, am putea spune, fiind la nivel național. Cât suntem în perioada pandemiei, nu putem să facem acele ieșiri în afara țării ca să organizăm astfel de activități. Până la moment putem spune că ele sunt doar la nivel de țară, unde noi putem să organizăm astfel de activități între grupuri foarte restrânse. Nu putem să organizăm activitățile cum le-am organizat noi cu 30-60 de adolescenți. Ele sunt la nivel de grup mai restrâns. Da, o întrebare. Da. Stimate doamna Maria, iată, la mine a apărut așa întrebare, care este rolul sau locul, sau rolul turismului în cadrul învățământului școală? Cum apreciez această stare și care este perspectiva? Mulțumesc frumos pentru întrebare. Rolul turismului în instituțiile școlare cred că are o însemnătate destul de benefică, necătând la faptul că el a fost introdus în programa curriculară din instituțiile de învățământ școlare, deoarece acolo elevii au posibilitatea să iasă în afara orelor de clasă, în aer liber, unde au posibilitatea să pună în practică acele probe teoretice care sunt aplicate în cadrul instituției, la geografie, biologie, educație fizică, de ce nu se fac astfel de probe în aer liber, în interiorul școlii, să aplice chiar probele de la tehnica turismului pedestru, de ce nu? Ar putea să... sau realizarea nodurilor turistice. Cred că au... și perspectivele cred că sunt destul de înalte, odată ce a fost introdus în programa curriculară. Eu cred că sunt niște perspective destul de înalte. Mulțumesc! Domnul Daniel, sunteți mulțumit de răspuns? Da, mulțumesc. Următorul științific nu mai are nicio întrebare? Ați clarificat cu doctora Antonie? O dat prea multe întrebări pe timp. Domnul Daniel, ați vrut încă o întrebare? Da. Da, vă rog frumos. Eu, încă o întrebare. Eu vreau să întreb, care este soarta acestor stații turiștilor tineri? Care în colaborare cu astfel de stații, participăm la desfășurarea astfel de competiții, suntem invitați, adică noi ducem o astfel de colaborare cu stația orășenească a tinerilor turiști. Dar la toate centrele regionale sunt acestea? Nu. Măcar câte sunt? 34. 3. Doamna, e mai reț, mulțumesc, da. Probabil să deschideți un centru de asta și... Nu, din 40 ceva de școli, a rămas numai 3. Asta, da, statistic, au rămas numai 3. Încă întrebări? Dacă îți poate. Domnul Braniște, poftim. Am și câteva întrebări. Vreau să încep cu... s-a observat și din prezentare și ce aveți prezentat și în operatorat și în teză. Ați obținut rezultate semnificative și la dezvoltarea sau în ce își privește pregătirea fizică generală. Da? Și am observat că date permit. Dacă ce puțin n-am observat eu, care, puteți îmi spuneți care sunt acele etape ale traseul aplicativ unde au fost implicați elevii, adolescenții, elevii care și a realizat obiectivul de socializare a lor și a văzut conform rezultatele. Așa, pe scurt, etapă. Da. Mulțumesc frumos pentru întrebare.
etapele care au fost incluse în cadrul programului privind socializarea adolescenților au fost practicarea, însă practicarea formelor de turism activ, care a inclus desfășurarea diferitor excursii, desfășurarea etapelor tehnice la tehnica turismului pedestru, skill-urile, transportarea accidentatului, labirintul turistic sportiv, jocurile cu caracter turistic în aer liber, la fel au contribuit la astfel de relaționare a membrilor din interiorul grupului, de socializare, de comunicare. Da, mulțumesc. Și încă o întrebare, conform rezultatelor prezentate din tabelul 5.4, aici nu mai menționat, n-am remarcat în prezentare, ceea ce ține de grupa experiment la categoria de grup popular, da? Vedem, se observă o scădere a indicilor, da? De la 3,67 la 0, deci de la 3, practic, la 0,20 ceva. Cărui fapt se datorează lucrul acesta? Pentru că la toți ceilalți, categorii, noi observăm o îmbunătățire, da? Ceea ce ține de a cei acceptați și deja o scădere la cei marginalizați și necointeresați. Mulțumesc frumos pentru întrebare. Faptul suprimării acestor valori a fost însăși programul propus privind socializarea adolescenților. Toate etapele tehnice, toate activitățile care au fost incluse în cadrul programului, ăsta și-a fost factorul benefic în suprimarea acestor valori de marginalizați, de indiferenți. Asta și i-a integrat în interiorul grupului și s-a suprimat aceste valori. Elevii din grupul populare, eu intuiesc, ei erau populare lider. La nivel de lider. Și le-a scăzut din ambițiile de lider. Deci, de asta și-am întrebat care fapt. Că nu cred eu, în diferite activități unde ei nu s-au descurcat mai bine ceilalți sau chiar poate și mai puțin bine, un pic și-au făcut o autoevaluare obiectivă și dependență de aceasta și scăzut și Dar pot să mai completez un pic? Da. Valoarea liderilor populari, odată ce noi, când am desfășurat experimentul, în grupuri erau formate mini-grupurile date, care fiecare mini-grup avea câte un membru popular. Asta și-a fost ideea experimentului și factorul de bază ca să suprimăm acești membri populari din fiecare mini-grup și să disperseze toate mini-grupurile din interiorul grupului, să formăm un grup omogen în interiorul grupului de adolescenți. Bine, dar la discuție o să mă dau cu părere și dar eu doar încă o întrebare cu privitor la rezultatele acestea, și anume de populare. Ați observat sau a fost interesant că rezultatele acestea populare sunt aceiași persoane au optat pentru populare sau poate altcineva s-a manifestat mai bine și s-a creat deja o ambiție sau a devenit popular pe parcursul implicării în activitățile desfășurate de dumneavoastră. Că este un lucru tot, cred, foarte important. Tot aceiași sau erau diferiți? Nu, au rămas tot aceiași care, unul, spunem la noi, s-a suprimat numărul de membri populari. Unul dintre ei și-a menținut aceeași poziție de membru popular. Ceilalți s-au integrat, au aderat însă și la grupul omogen care s-a format. Bine, mulțumesc. Întrebări? Mai are cineva? Doamna Vlosu, atunci am și eu câteva întrebări. Deci una din întrebări ar fi așa, dar e o întrebare de top manager. Uite, întrebările când vin la acreditare la noi, și ne acreditează turismul, serviciile, hoteliere și agrementul, întotdeauna ne pun așa întrebare. Și eu zic, unii, cum am un specialist din turismul ăsta la noi care îți predesc, ne explici. Așa. Iată, tema dumneavoastră se numește așa, practicarea diverselor forme ale turismului activ în vederea socializării adolescenților. Și acum, eu dacă aș fi un diletant, aș spune, bă, dar unde e aici
pedagogie, unii științele educației. Tu susții la științele educației, la specialitate, educație fizică, sport, kinetoterapie, recreație. Cum argumentez, iată, tema asta, ne uitându-mă eu în autoreferat, nefiind eu specialist în educație fizică, să-mi dau seama că, într-adevăr, teza asta e la științele educației și la specialitate, educație fizică, sport, kinetoterapie și recreație. Poftim! Mulțumesc frumos pentru întrebare. Cred că factorul primordial, care este destul de actual la momentul de față, ar fi că în programele curriculare din instituțiile de învățământ a fost introdus cursul de turism. Și adică este o corelație între pedagogie și turism. Asta ar fi, cred că, factorul de bază unde am putea să ne dăm seama din stat, adică teza dată are tangență. Bine, atunci eu tot ca același diletant vă întreb, dar eu cunosc la Academia Studii Economice, băi, turismul ar ne aparține nouă. Cum demonstrați dumneavoastră că turismul, iată, este la științe, la educație, educație fizică? Turismul este activ, el are o definiție, se deosebește sau... Sigur, este turism activ și este turism pasiv. Turismul activ sunt acele activități care se desfășoară în aer liber, prin diferite activități, fie ele excursii, fie turism pedestru, marșurile turistice care au fost desfășurate. Turismul pasiv este cel care e static, nu ne deplasăm... Deci înseamnă cuvântul cheie care leagă tema dumneavoastră de științele educației, de sport, asta e anumit turismul activ. Deci turismul activ. Fiindcă, în caz contrar, poți să mă gândesc, bă, dar teza asta trebuie să fie la sociologie, dar poate teza asta trebuie să fie la domeniul servicii. Înțelegeți? Adică trebuie să argumentați anume turismul acesta activ. Și mai am încă două întrebări scurte. Deci, de ce ați selectat anume această perioadă de vârstă adolescenților și dacă mai există asemenea programe de socializare a adolescenților prin turism activ? Mulțumesc frumos pentru întrebare. Am selectat această perioadă de vârstă, perioada adolescenței, pentru că știm cu toții că perioada adolescenței este acea etapă de trecere de la pubertate spre maturitate, în care adolescenții sunt acele persoane, să spunem, neajutorate, vulnerabile, în care ei încearcă să se identifice cu cineva, să se integreze. Și am crezut că ei sunt acea etapă, acea perioadă vulnerabilă, care într-adevăr au nevoie de acel suport, spunem noi, privind integrarea, comunicarea, socializarea. Deci, dacă mai există astfel de programe există, însă privind procesul de socializare prin formele turismului activ, nu am găsit astfel de programe. Noi, fiind primii care am optat cu un astfel de program privind integrarea, socializarea adolescenților prin formele turismului activ, prin marșurile turistice, pedestre, care au fost desfășurate pe parcursul experimentului nostru. Vă mulțumesc. Dacă nu mai sunt întrebări, atunci vreau să-i ofer cuvântul secretarului științific pentru a ne prezenta ce obiecte, ce sugestii au fost la seminarul de profil, în nota informativă de la NACEC, în avize, cum s-au expus respectivii despre valoarea și importanța acestei teze. Vă rog frumos. Deci, cu privire la obiecțiile, neconformitățile, sugestiile expuse în avizul seminarului științific de profil, precum și în nota informativă prezentată de NACEC, vreau să vă comunic toate obiecțiile, neconformitățile și sugestiile au fost înlăturate și luate în considerație și dacă îmi permiteți chiar și să le dau citire cum sunt atât de multe. Deci a fost revizuit organizarea conținutului în capitolul 3, sub capitolul 3.1, completarea amănunțită a conținutului experimentului de formare și extinderea volumului de pagini. A fost revăzut programul turistic activ privind socializarea adolescenților prin completarea detaliată a conținutului cu unele abilități indicate în cadrul programului. A fost revăzute matricii prezentate în capitolul 3
care au fost impuse în compartimentul anexe, au fost redactate concluziile generale comasate, prima concluzie cu a doua, și concluzia 6 și 7 a fost reformulată în raport cu rezultatele obținute la finele experimentului din cazul cercetării. De asemenea, au fost revizuite recomandările prin prezentarea amănunțită a conținuturilor din circunstanța rezultatelor înregistrate în cercetare, prin formularea stilistică a sensului. De asemenea, au fost excluse din teză anumite figuri și tabele la capitolul denumire. A fost redactat și de asemenea redactată teza prin suprimarea greșelilor gramaticale și învățășarea un aspect stilistic. Deci toate cele obiecții care neconformități apărute din cadrul seminarului științific de profil și note informative de ANACEF au fost înăturate. Acum, către seminarul științific, către Consiliul Științific de Profil, apar venit și 6 avize din partea diferitor centre științifice cu referire la valoarea științifică și aplicativă a tezei, și anume din partea doamnei Gabuja Maria, directorul liceului internat municipal cu profil sportiv. Așa, doctor profesor Stoica Alina, director departament de educație fizică și sport Universitatea din București, România. Medrigan Vasile, doctor profesor, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar, șef catedrei natație și turism. Directorul stației Roșănești a tinerilor turiști din municipiul Chișinău, Tatiana Pădureț. Așa. Domnul Golovei Andrei, președintele Federației de Orientare Sportivă a Republicii Moldova, și domnul Ulăreanu Marius Viorel, conferențiar universitar doctor, decan Facultatea de Educație Fizică și Sport, Universitatea Ecologică din București, România. Toate avizele sunt pozitive și remarcă în totalmente importanța și valoarea atât științifică, teoretică, cât și practică a lucrării prezentate de doamna Maria. Vă mulțumim. Dacă sunt întrebări, membrii Consiliului, dacă întrebări nu, atunci trecem la referințe oficiale. Îi oferim cuvântul doamnei, da? Deci dacă... doamnă profesor? Doamne. Vreau să vă spun că dacă referința este prezență, adică asta e, așa, se permite, o recomandare. Adică dacă referința este prezență, poate să-i spun părerea în formă liberă, numai în cazul când doar sugestiile și obiecțiile citesc din recenzii, și doar dacă sunt lipsi, atunci citesc recenzii. Așa că aveți posibilitatea în formă liberă să prezentați asta. Da, vă mulțumesc. Doamna Tatiana. Doamna Tatiana? Da, vă rugăm. Puteți de pe loc, dacă... Stimate președinte, stimați membrii Consiliului, îmi permiteți să îmi exprim recunoștință pentru încredere pe care mi-ați acordat-o de a fi referent oficial. Întotdeauna am avut o deosebită stimă, respect pentru munca pe care o realizați în cadrul universității și, de asemenea, pentru copiii ăștia care cresc, care dezvoltă un domeniu foarte important pentru pentru Republica Moldova. Sigur că examinând conținutul tezei, am
încercat să identific niște item potrivit cărora am examinat conținutul tezei și am ținut cont de aceste cerințe reieșind din documentele și ANACEC. Începutul avizului încearcă să identifice faptul că, într-adevăr, practicarea diverselor forme de turism activ în vederea socializării adolescenților reprezintă o problemă interesantă, o problemă actuală pentru domeniul educației Republica Moldova și, sigur că, reieșind din cercetare, doctoranda demonstrează că este o temă actuală, este o temă necesară, relevantă, oportună cerințelor actuale ale sistemului educativ din Republica Moldova. Îmi permiteți să trec peste analiza detaliată a fiecărui capitol și să trec la temele de evaluare. Baza teoretică a tezei este realizată la nivelul exigențelor regulamentare, reușindu-se valorificarea elaborărilor științifice la tema cercetată, în subpartimentul privind descrierea situației din domeniu, în introducere și în capitolul 1, sunt analizate lucrările autorilor din străinătate, din România, din Comunitatea Statelor Independente și, de asemenea, autorii din Republica Moldova. Suportul conceptual teoretic al cercetării este concludent, realizat prin reliefarea teoriilor, conceptelor și ideilor la tema lucrării, imprimând concordanță între aspectele teoretice, originalitatea științifică și valențele aplicative. De asemenea, analiza situației în domeniu și fundamentarea teoretică demonstrează un grad relevant de valorificare a problemei abordate în lucrare. Este reliefată, de asemenea, contribuția științifică a cercetătorilor din Republica Moldova, aducându-se în acest sens o valoare adăugată conținutului lucrării. Referențialul bibliografic conduce autoarea spre concluzia potrivit căreia subiectele reliefate și-au găsit mai puțină reflectare în literatura autohtonă de specialitate, fapt care justifică demersul investigativ al doctorandei. Al doilea item, potrivit căruia am evaluat teza, este originalitatea și inovația științifică a lucrării, care se exprimă prin caracterul rezultatelor obținute, materializate prin elaborare și implementarea programului experimental de activități turistice, axat pe practicarea diverselor forme de turism activ, fapt ce a condus spre îmbunătățirea procesului de socializare a adolescenților. Precizăm că, în acest context, că ideile expuse sunt fundamentate pe un aparat categorial ideatic de specialitate, suficient argumentat și pe datele empirice culese în baza cercetărilor realizate. Tot aici remarcăm faptul că interferența. Lucrarea este realizată la interferența dintre științele educației, pedagogiei, sociologiei, deci o atenție deosebită fiind acordată aspectelor de analiză a domeniului turismului. Și sigur că acest aspect al interdisciplinarității îi aduce tezii un caracter metodologic, multidisciplinar, un aspect epistemologic de interpretare a datelor empirice. Următorul item este valoarea practică a cercetării, care este incontestabil atât pentru procesul educativ, cât și pentru organizarea activităților extrașcolare prin aplicarea formelor de turism activ și, de asemenea, rezultatele empirice obținute se dovedesc a fi utile pentru a contribui la îmbunătățirea procesului de socializare a adolescenților prin practicarea diferitor forme de turism activ. Aspectul ce ține de calitatea metodologică a tezei de doctorat aici
constatăm că rezidă în coerența definirii scopului, a obiectivelor, a ipotezelor, de asemenea a reperilor epistemologice, interpretările realizate de autor, datele empirice, resursele, instrumentele de cercetare aplicate. Scopul este formulat concret, vizibil, clar, deci vizează potențialul turismului activ ca mod de socializare a adolescenților și determină condițiile sociopedagogice de realizare practică prin elaborarea și valorificarea aplicativă a programului turismului activ privind socializarea adolescenților. De asemenea, obiectivele formulate reflectă structura lucrării, fiind elucidate prin trecerea organică de la teorie la practică, de la general la particular. Suportul metodologic include un set de principii, abordări, metode de investigații științifice. De asemenea, în introducere și în compartimentul metodologic este descris procesul de implementare a metodelor, tehnicilor, instrumentelor, procedeilor utilizate în teză și, de asemenea, ceea ce demonstrează în fond tradiția și rigurozitatea interpretărilor științifice a școlii doctorale din cadrul universității. Revenim în acest context cu aprecierile privind formularea problemei de cercetare soluționate, care constă în fundamentare teoretică și argumentarea experimentală a programului turismului activ privind socializarea adolescenților, fapt care a condus la ameliorarea procesului de socializare a adolescenților pentru a asigura integrarea în mediul social a acestor subiecte supus studiului. Ipoteza formulată vine să direcționeze investigația spre identificarea soluțiilor de atingere a scopului cercetării. Următorul aspect evaluat ține de conceperea și calitatea textului, care este relevantă prin logica structurării conținutului, ideile expuse, stilul adecvat domeniului de cercetare, sistematizare și generalizarea materialului teoretico-empiric. Textul tezei prezentat spre analiză este structurat în conformitate cu cerințele ghidului de redactare a tezelor de doctorat și teza conține trei capitole precedate de adoptare, lista tabelelor, figurilor, abrevierilor, introduce, urmate de concluzii generale, recomandări. De asemenea, introducerea conține toate elementele de conținut obligatorie, actualitatea, importanța, scopul, obiectivele, ipoteza, suportul metodologic aplicat în cercetare. Volumul capitolelor, de asemenea, este expus proporționat în intervalul de 35-45 de pagini per capitol și rigorele de tehnoredactare sunt respectate. În fond, limbajul, terminologia, stilul folosit în teză de doctor corespund domeniului cercetat. În ceea ce ține asigurarea bibliografică și documentară, deci ea are la bază 205 titluri de lucrări științifice relevante. Referințele bibliografice sunt perfectate în baza criteriului lingvistic, română, engleză, rusă, spaniolă. Sunt reflectate de asemenea și cerințele și corectitudinea prezentării citatelor în text. Următoarea apreciere este vis-a-vis de calitatea concluziilor generale și a recomandărilor, care reflectă obiectivele trasate în ipotezele de lucru, imprimând lucrării consecutivitate. De asemenea, concluziile generale nu repetă concluziile intermediare la capitole, ci provin din conținutul materialului elucidat în cele trei capitole, și denotă logica consecutivității epistemologice și aportul personal al autoarei la realizarea cercetării. Recomandările reiesă din
conținutul logic al cercetării teoretico-empirice. De asemenea, rezultatele sunt fezabile și pot contribui la socializarea adolescenților prin practicarea diverselor forme ale turismului activ. Și itemul ce ține de estimarea corectitudinii conținutului tezei, temei abordate, ne determină să afirmăm că tema reflectă conținutul tezei, fiind în corelație cu tendințele de dezvoltare a cercetării în domeniul educației. Ideile expuse în lucrare și au găsit expresie în 14 lucrări științifice la temă, inclusiv în reviste naționale recenzate și în materialele conferințelor științifice naționale și internaționale. Rezumatul conține în mod concis textul lucrării, reflectă textul lucrării, respectându-se prevederile regulamentare. Lucrarea, de asemenea, este suplimentată de acte confirmative ale realizării experimentelor pedagogice și, respectiv, orice teză, cât de mult noi nu am depune efort, sigur că include și deci am identificat și vin cu anumite sugestii referitor la conținutul lucrării și asupra rezultatelor cercetării. În referențialul bibliografic, unde este analizat aparatul categorial, probabil s-a necesitat expunerea consecutivă de la definirea noțiunilor din dicționarele explicative de specialitate la tratările autorilor clasici și după care ajungem la autorii moderni. De asemenea, conținutul tezei ar fi fost mai clar dacă era elaborată o matrice a teoriilor aplicate, fiindcă în domeniul ceea ce ține partea teoretică de psihologie, sigur că s-a necesitat și de sociologie, s-a necesitat această matrice a teoriilor, autorilor clasici și abordărilor moderne. Și, de asemenea, eu am așteptat prezentarea și evidențierea tradițiilor și tendințelor de dezvoltare a turismului activ. Avem o tradiție foarte frumoasă în Republica Moldova, care a venit în timp și, probabil, este o activitate care merită să fie susținută, promovată pe parcurs. De asemenea, în procesul de studiere a tezei mai identificăm și anumite inconveniențe stilistice. Sigur că toate acestea reșind din analiză, din efortul, din faptul că este un cadru didactic care s-a format în cadrul universității, a realizat experimentul, predă cursurile în domeniu. Sigur că este meritul universității, meritul mediului academic universitar. Și reieșind din expertiza realizată și argumentele expuse, afirm că teza este un studiu finalizat, iar observațiile menționate nu diminuează din valoarea științifică a lucrării prezentate. Concluzia privind corectitudinea tezei titlului științific solicitat, deci îmi permite să afirm că supunând expertizei conținutul și forma de realizare a tezei de doctor, rezumatul tezei de doctor și publicațiile științifice ale studentei doctorande Grosu Maria, consider că a fost elaborată o lucrare cu valențe teoretice și aplicative la nivelul exigențelor regulamentare. Conținutul tezei reflectă publicațiile la temă. Obiectivele trasate au fost atinse, concluziile generale reflectă obiectivele propuse, recomandările sunt reale și sigur că actualitatea, importanța problemei este incontestabilă. Conținutul lucrării a fost evaluat în cadrul ședințelor catedrei, seminarului și varianta finală a lucrării reflectă
că autoarea au reușit să răspundă la problema de cercetare, iar realizarea scopului și a obiectivelor se regăsesc în conținutul lucrării. Metodologia aplicată reflectă acumularea cercetărilor pe parcursul mai multor ani, interpretarea acestora corelativă și în context actual. De asemenea, în baza argumentelor expuse, considerăm că tema tezei este actuală, conținutul tezei poate fi apreciat pozitiv, iar studenta doctorantă, Grosu Maria, merită titlul de doctor în științe în domeniul educației, la specialitate 533-04, educație fizică, sport, kinetoterapie și recreație. Vă mulțumesc mult! Tare, vă mulțumim. Doamna Grosu, ce aveți de spus la cele obiecții? Mulțumesc, domnului recenzent Scăpar Tatiana, pentru munca depusă în realizarea acestei recenzii și totodată a sugestiilor propuse în realizarea tezei. Da, vă mulțumim. Deci, încălcând puțin cutuma între cei doi referenți, îi oferim cuvântul conducătorului științific, domnului profesor Boris Rășneac. Vă rog, Boris Rășneac, domn profesor. Deci, eu câteva cuvinte am să spun, mă adresez la doctorandă. Continua, da? Deci eu vreau să menționez că doctoranda Grosu Maria s-a integrat foarte eficient în arealul universității noastre, prin catedra noastră, care a depus eforturi deosebite ca să se ajutăm să integreze. Și, deci, aceste posibilități care au fost create, special de ciclul de turism, unde s-au obținut în ultimul timp mari și frumoase rezultate, iată, prin legăturile care sunt stabilite, prin tematicile de cercetare, și nu numai de cercetare, dar și didactice, și aici, deci, a fost creat un impuls destul de eficient ca să se realizeze teza de doctor. În afară de asta, vreau să menționez faptul celor că doctoranda Grosu Maria, care a avut alt profil, deci n-a fost profilul nostru din domeniul educației fizice și sportului, a fost un profil din psihologie. Iată, și sigur că eu vreau să menționez că noi mai des ar trebui să colaborăm, deci cu absolvenți sau cu persoane care au și alt profil. Iată, și se integrează foarte drept, foarte bine în domeniul nostru. Iată, din diferite alte profiluri, că educația fizică și special și sportul de performanță și activitatea motrică, cultura fizică care este, ea are o tangență foarte largă cu mai multe, deci, activități. Deci, doctoranda Maria s-a, eu menționez cu mare satisfacție că ea a găsit, deci, acele goluri, să spun, prin socializare, fiindcă, iată, a fost o întrebare, pare că doamna referent, iată, un domn Spătaru, care a vorbit despre faptul acela, iată, la întrebarea, că uite cât de mult s-ar putea să se realizeze, iată, anume aceste forme de turism. Dar ele se pot realiza foarte bine prin faptul acela că, uitați-vă ce se întâmplă, pandemie, probleme, copiii astăzi atât de dispersați sunt. Și în momentul ăsta de socializare, prin mijloacele pedagogice, prin educația fizică, care anume are acest rol.
Și aici, deci, lucrarea care a fost realizată și activitatea care a fost desfășurată de doamna Gros a fost destul de eficientă. În afară de asta, vreau să spun că ea e foarte activă la conferințe, la seminarele care se desfășoară la noi, la toate activitățile care se desfășoară în cadrul catedrii, universității, și seminarele care se desfășoară, iată, și pe linia catedrii, pe partea turistică care, iată, neapărat. Ea este, așa să spun, o persoană care se implică foarte activ. Eu consider că ea a crescut destul de, s-a dezvoltat, a crescut din toate punctele de vedere și metodic și științific în perioada asta și merită ca să ia acordăm o atenție careva, deci mă, dumneavoastră ca membru, ca consiliu să hotărâi în final. Dar eu sunt foarte mulțumit de o personalitate care s-a format în perioada asta și s-a integrat destul de eficient în spațiul nostru a educației fizice și culturii fizice. Mulțumesc! Da, vă mulțumim, domn profesor. Și acum, domn Danael, poftim. Vedeți că am adicat filosofă, să vorbim. Mulțumesc, colegi, onorată asistență. Îmi permiteți să nu mai repet acele expuse anterior, de ce că, cum se zice, o recenzie are un caracter așa stereotipic și uneori aceste lucruri se repete din neurând ca răspunsuri la întrebările obligatorii. Vreau să spun că disertația doamnei doctorandei Grosu Maria reprezintă o actualitate, fiindcă prin abordările teoretică empirice este orientată spre elaborarea la programei sau modelului de formare psihosocială a personalității adolescentului prin activitățile turismului activ. Aici apare așa un aspect care este legat de învățământ, care este legat de pedagogia în general. Dacă noi vorbim despre cultura fizică, domeniul nostru profesional, atunci noi avem în vedere, în primul rând, că cultura fizică reprezintă sistemul pedagogic primordial în plan filogenetic și ontogenetic pentru formarea personalității. Prin dezvoltarea forțelor esențiale umane. Turismul, din punct de vedere sistemelor pedagogice, turismul, așa numit turism, sau așa numit recreație, până acum, în teoria culturii fizice sau în știință, n-a apărut determinare sau definiția concretă ce reprezintă a ceea ce noi avem în vedere din punct de vedere pedagogic. Ce reprezintă turism? Ce reprezintă recreația? Din punct de vedere școlilor sau sistemelor pedagogice ale învățământului de cultură fizică, ca jocul prin sistem pedagogic, gimnastică sistem pedagogic, sport ca sistem pedagogic. Și mai departe urmează categoria sau un plan categorial categoria 4, care poartă acum această denumire condiționată, sau recreație, sau turism, etc. Această categorie dialectică, sau ultima, ea pur și simplu îmbine în sine esența categoriilor anterioare. Și de ce pot să vă spun că din punct de vedere științifico-teoretic, această lucrare reprezintă așa o încercare de a rezolva sau de a contribui cu
unele aspecte educaționale, conceptuale, dezvoltării teoriei și metodologiei culturii fizice ca sistem pedagogic. Apar multe întrebări a cui aparține acest turism. Turism nu aparține nimeni, nici sferii economice, nici sferii etc. E pur și simplu reprezintă prin sine un fenomen, un fenomen care, care reprezintă așa o categorie dialectică pedagogică în primul rând. Și de ce turism sau formele diferite de diverse de turism sau ceva sub forme aceste de turism sunt prezentate de la nașterea până la până și în fiecare societate, inclusiv și în fiecare familie, ca un element, ca un sistem sau ca un model, așa cum doriți, ca un factor de, ca un factor de educare, în primul rând. Și în doi rând apar niște, niște, cum zice, trăsături de economice, juridice, etc., etc., manageriale, etc. Iată, prin această lucrare, stimată candidată, a încercat să se demonstreze aceste efecte pedagogice sau educaționale care sunt caracteristice turismului, turismul din sfera culturii fizice, așa cum noi acum înțelegem. Eu pot să spun că prezentarea acestui, acestui context din prin fenomene psihopedagogice sau prin fenomene de psihosocializare este destul de complicat. Pentru un psiholog pur, monolateral, cum se zice, problema psihosocializării constă în construcția a unui program sau unei programe care nu are, care nu are tangențe cu activitățile psihomotrice. Pentru un specialist din domeniul educației fizice, care are ca scop sau ca orientare formațiunile psihofizice sau motrice, tot este așa un aspect monotreal care se rezolvă nu cu aceste, cu aceste abordări sau sofisticate. Deci, aici noi, pentru că doamna doctorandă a demonstrat așa abordare științifică conjugată, unde această, aceste forțele esențiale umane, în plan psihofizic și în plan cognitiv, regulativ, evoluțional, sunt abordate în aspect conjugat și prin rezultatele care au fost obținute este demonstrată originalitate și complexitatea cercetării realizate. Îmi permit să nu citesc eu aceste lucruri care sunt foarte ucele, eu vreau să citesc pur și simplu partea finală a recenziei. Dacă aveți niște sugestii și așa niște. Sunt. Da, foarte. Da. Da, sugestii. Apar oficial. Da, da. Disertația cu lucrarea a reconstrucției arhitectonică logică în cadrul care sunt algoritmizate substructurile dizolative într-o integritate comună, iar aspectul textual posede redactare și limbaj științific în corespundere cu cerințele actuale respective, formând astfel caracterizarea lucrării independente finisare. Unele dezavantaje care au loc în conținutul
disertației se referă la capitolul bibliografiei, care necesită verificarea minuțioasă la unele numinizări. 2. La contextul ortografic, la unele prezentări textuale necesare, necesare corecturi respective. Aceste observații sau aceste dezavantaje nu poartă un caracter principal și nu, nici de cum nu diminuează valoarea și valoarea tezei. Cele menționate anterior îmi permit să afirm că disertația practicarea diverselor forme ale turismului activ în vederea socializării adolescenților, prezentate de către doctorandă Grosu Marie, corespunde tuturor cerințelor față de acest gen de lucruri și poate fi recomandate pentru obținerea, pentru oferirea candidatului gradul doctor în științe pedagogice la specialitatea educație fizică, sport, recreație și kinetoterapie. Vă mulțumesc pentru atenția oferită și vă doresc succese și cred că mai departe o să mai abordați această problemă, așa numai liber, liniștit, fără emoții și să obțineți rezultate excelente. Încă o dată, felicitări mele cu lucrurile. Vă mulțumim, domn profesor. Doamna Grosu, vă rog. Mulțumesc frumos domnul recenzent, domn profesor Dănăiel, pentru analiza științifică a tezei de doctorat și sugestiile parvenite în urma acestei analize. Mulțumesc frumos! Vă mulțumesc. Acum trecem la discuții. Deci, invitația la început. Cine din invitații așa? Ce aș spune eu că această teză, această teză a domnului Grosu are importanță mare, fiindcă, dați seama, au creat domeniul turismului, fiecare instructor, fiecare tur operator care este, lucrați cu un contingent de oameni foarte diferit, începând la maturi, începând care sunt profesori, începând care sunt oameni de rând lucrători, însă un manager în turism, un tur operator sau un instructor în turism trebuie, pot să găsească și trebuie să găsească limba comună cu toți acești clienți, hai să luăm așa, clienți care activează cu o săptămână, două sau trei lucrezi în primul rând și ar trebui să mai să fie, să cunoască un instructor cât de cât și ești un psiholog, pentru că dacă anumi aceasta ca psiholog într-un domeniu turismului, el îi activează, îi face mai ușor ca să activeze în domeniul dar. Așa că nu degeaba Grosu Marie a abordat această temă, fiindcă lucrând la noi, dar câțiva ani, vreo 10 ani am dat, de când lucrez în domeniul turismului, au avut să iei anumite decizii ca să studiez această temă. Vă mulțumesc, domnul Dumitru. Am cineva? Domnul Ormai, poftim. Domnul președinte, onorată asistență, stimați invitați. În primul rând, vreau să menționez că este o temă destul de actuală. O să mă opresc la faptul că am vorbit despre, am întrebat cineva dacă activitățile turistice și programul respectiv, adică cum influențează și ai menționat că au fost oprite din cauza pandemiei, eu nu sunt de acord aici. În primul rând, avem statistici Organizației Mondiale a Turismului care menționează faptul că turismul activ, turismul pedestru, montan, nautic, turismul sportiv a explodat în ultimul timp și a să menționez de ce. El s-a oprit, ești corect într-o anumită măsură, s-a oprit în instituțiile de învățământ datorită restricțiilor care sunt, dar nu s-a oprit la nivel familial. Familiile au început să călătorească în interiorul țărilor,
sunt familii cu 2-3 copii care noi cunoaștem din cauza tehnologiilor, stau în telefoane, ei mergând cu familie și practicând turismul activ, copiii între ei au început cu munci, să socializeze. Chiar unele familii discutând în plan social menționează că copiii s-au integrat mai mult, copiii au început să meargă pe biciclete. Acele săptămâni în care am stat chiși în casă s-au pus amprenta asupra și sedentarismului, și socializării, și altor aspecte. Altceva ce vreau să menționez, că eu am văzut fotografii din activitățile pe care tu le-ai desfășurat cu elevii. Au fost niște activități destul de dinamice și aici, nu întâmplător, domnul profesor Braniște a întrebat legătura dintre programul tău și activitățile turistice și cum eu le-am influențat dezvoltarea fizică, adică cele calități motrice, viteză, rezistență și așa mai departe. Și aici, sigur că toate pista cu obstacole, toate traversările respective, ele și-au pus amprentă și asupra dezvoltării fizice. Un alt aspect aș menționa că teza are o valoare încă prin faptul că, fiind inclus turismul, tu ai menționat azi de multe ori turismul în programa curriculară începând cu 2019, în ciclul gimnazial și liceal. Turismul se regăsește în programa școlară în Republica Moldova și acolo sunt niște compartimente care cuprind inclusiv și activități turistice active care pun în evidență acele aspecte de pregătire fizică, dar și de socializare. Pentru că noi cunoaștem foarte bine că activitățile turistice se realizează în grup, da? Rare ori se realizează individual. Și atunci tot procesul de socializare adică are un aport considerabil. Se vede foarte bine aranjarea, structura tezei. Sigur că ar fi fost bine în prezentarea de reflectat și programul un pic. Noi să vedem aici programul, pentru că el în teză este, în autoreferat este, în toate acestea, dar pe panou, adică prezentarea de astăzi, ar fi fost mult mai relevant. Dar s-a înțeles esența în principiu. Eu vreau să te felicit pentru asta, să-ți urez succes. Sper că programul de activități realizat de tine să ajungă și în instituțiile de învățământ autohtone, pentru că profesorii de educație fizică în curicula actuală pot să utilizeze foarte mult, de atâta și întrebarea a venit astăzi. Adică ei pot utiliza foarte bine aceste program, să spunem, de activități, pentru că cunoaștem foarte bine că există și activități extracurriculare care sunt axate pe turism și mai ales domnul Danail a spus. De atât așa a fost întrebarea stațiilor rășănești dacă mai există. Iată, exact în aceste stații sunt acei copii din instituțiile de învățământ, gimnazial, liceal, care ne mijlocit practic aceste activități și pot da impuls socializării. Adică ca copilul acum să nu stea în telefon, să avem probleme obezității, avem alte probleme sociale care există și aceste forme sigur că pot diminua semnificativ acest fenomen. Deci încă o dată felicitări, eu vă fi pentru a fi acordat titlul care pretins și succes în continuare. Doamna președinte, onorată Consiliul Științific, aș vrea în primul rând să vă mulțumesc pentru invitația de a face parte din acest Consiliu. Mărturisesc că acum 25 de ani, chiar am calculat, chiar 25 de ani se împlinesc de când am început acest tip de, nu, știu că e puțin pentru dumneavoastră, acest tip de turism, o formă de turism activ cu studenții. Nu mi-am imaginat niciodată că o să ajung la în această calitate, la o teză de doctorat cu acest subiect. Probabil că ar fi trebuit să-mi dea de gândit lucrul ăsta, măcar să-mi fi pus minte la contribuție în realizarea unui articol științific, pentru că am oarecare experiență, un profesor îl cunoaște mai bine și apreciez cu atât mai mult demersul dumneavoastră. În legătură cu forumele de turism, cu actualitatea, aș vrea să întăresc ceea ce a spus și domnul profesor Vonoi, în sensul că, da, turismul național, cel puțin în România, în 2020-2021 a avut, a înregistrat recorduri și culmea este chiar turismul activ, această formă de turism activ, în detrimentul celorlalte forme. De exemplu, turismul în România se practică foarte mult turismul religios. Mai nou există turism medical. E bine, în detrimentul acestor forme, turismul activ a căpătat, într-adevăr, alte dimensiuni.
Din analiza tezei am remarcat cu plăcere această actualizare a formelor de turism. Am găsit și eu câteva forme pe care le practic și care de asemenea pot fi prinse sau cuprinse în viitor într-un astfel de program activ, de exemplu cicloturismul, care în ultima perioadă a luat o amploare deosebită și modificându-se sau determinând modificarea drumurilor. S-au făcut piste speciale pentru așa ceva. În legătură cu acest aspect al socializării, m-am constatat pe cont propriu că de fapt sunt două direcții. O direcție, așa cum s-a subliniat prin testări în teză, adică intrinsecă de socializare între membrii grupului, și o direcție între grup și comunitățile cu care se interacționează. Este într-adevăr foarte interesant, aș putea să vă spun o paranteză așa, dintre puținele activități la care participă studenții, cele în care mergeau în expediție, această formă de turism nautic, le-au rămas și își aduc aminte la întâlnirile de 20 de ani despre fiecare zi petrecută. Ceea ce înseamnă că a avut un impact deosebit asupra lor. Și nu doar amintiri despre ei, ci și despre colegii care au fost. De asemenea, apreciez foarte mult adaptarea mijloacelor de acționare cu situațiile concrete întâlnite în, de exemplu, în turismul pedestru. Escaladările, mersul pe funii în echilibru, jocurile specifice de organizare a rucsacului sau de, eu știu, de montarea a cortului. Sincer să vă spun, am fost încântat de realizare, de modul de a-l prezenta. Vă felicit și vă doresc succes. Vă mulțumesc. Vă mulțumim, domnul Chirazi. Așa succint să mi-ați eu câteva gânduri. Indiscutabil că atât conținutul științific al tezei prezentate de astăzi este de o actualitate deosebită. Ar zice, în primul rând, faptul că se discută de o vârstă a adolescenței care este o vârstă foarte sensibilă, din câte noi cunoaștem, dar la rândul ei foarte importantă, anume informarea personalității indivizilor în devenire. De aceea, subiectul temei teze reflectă o problemă actuală care o avem noi astăzi în societate. Cu privire la factorul acesta de socializare a adolescenților și nu doar a adolescenților, știm că adolescenții în ziua de astăzi, foarte mulți din ei trăiesc într-o lume virtuală. Și asupra socializării lui influențează foarte, foarte mulți factori. Nu vreau să dau acum nume la toți. De aceea, activitățile motrice incluse în sau specifice turismului activ care au fost aplicate sunt anume un stimul și motivare direct a acestei categorii de elevi, anume pentru a practica diferite activități motrice. Și iarăși, cum am și menționat și nu întâmplător am dat și întrebarea, că noi reușim să-i motivăm deja pentru mișcare, deja realizăm un obiectiv foarte important. Doi, ei au posibilitate, deci toate activitățile motrice care au fost prezentate se desfășoară sub formă de grup, unde indivizii au posibilitate să interrelaționeze prin aceasta, contribuind și la socializarea acestora, da, care va permite și o integrare socială deja cu mult mai ușoară. Un alt obiectiv, și am observat chiar și din rezultatele cercetării, a fost faptul că s-a reușit să se influențeze și indivizii și din punct de vedere psihomotric. Da? Pentru că nu sunt doar acele calități motrice generale, dar ei și-au format și anumite deprinderi motrice, fiindcă și toate activitățile ce sunt desfășurate, da, includ în sine o
bagaj motric foarte, foarte evidențiat. Deci, un lucru care cred eu că dacă se desfășura sau se evidenția, se scotea la vedere, ar fi putut să dea o pondere mai mare sau greutate mai mare în cercetări realizate, ar fi anume faptul acesta, da? De demonstrare că s-a obținut nu doar obiectiv de socializare a adolescenților, dar și dezvoltarea lor din alte puncte de vedere, fiindcă nu întâmplător am observat și procentaj în numărul acesta reflectat în procentaj a celor populari, da, fiindcă poți să fii foarte popular într-un mediu sau în clasă, de exemplu, da, dacă ai o haină mai bună sau un iPhone mai bun sau un gadget mai bun sau o mașină, mai știu, altceva, dar alta este sau să te dai tare din anumite considerente, dar fiind implicat anume în activități unde trebuie să-ți demonstrezi acele calități necesare pentru a te descurca în diferite situații, atunci autoevaluarea asta și ne determină, sau de autoevaluarea aceasta și a determinat să se gândească sau să-și balanceze anume aceste calități. Iarăși, un lucru foarte bine reflectat a fost și care m-a apreciat foarte mult. De asemenea, eu privesc foarte pozitiv anume acele trasee turistice desfășurate de către specialiști, dar s-a demonstrat și s-a descris și foarte multe alte activități ce țin de, sau sunt specifice, ai zicem așa, turismului activ, care, iarăși la rândul lor, au avut și are o influență foarte mare asupra socializării adolescentului și, repet încă o dată, nu doar fiindcă știm cât de anevoios și complicat sunt implicarea sau chiar într-un traseu turistic. Este nevoie și de voință și de calități morale, da, și calități voletive și, în primul rând, ceea ce consideră foarte mult și rezultatele cercetării demonstrează, anume influența componentei afective a indivizilor. Deci, după implicarea lor în programul acesta, dacă pot să-l numesc așa, eu și după rezultatele date, anumit componenta afectivă s-a criteriile componente afective și s-au făcut schimbări. Deci, adolescenții implicați au vedeau sau văd sau au văzut după implicarea lor, au văzut deja viața cu alți ochi sau apreciat situațiile și caracteristicile individuale deja sub un alt unghi. Teza consider că este o teză finisată, corespunde în totalmente rigorilor, cerințelor înaintate de către NACEC și cred că pretendenta merită titlul răbunit. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Braniște! Deci dacă nu mai are nimeni, mai vrei cineva să spui ceva, domnul? Aveți ceva? Vreau să ne spun și eu punctul de vedere. Din stat vreau să vorbesc ca un reprezentant al administrației unei universități care de fiecare dată când vine cineva cu o acreditare atât la ciclul 2, cât și la ciclul 1, licență, trebuie să venim cu justificare. De ce turismul are loc la Universitatea de Educație Fizică și Sport? Și atunci venim cu sumedenii de argumente. Una, altă, ceva. Dar iată ceea ce am văzut noi azi și mai avem un șir de asemenea dovezi științifice. Deci asta este o lucrare științifică care dă dovadă că, într-adevăr, turismul în universitate, în universitățile de sport este la locul lui. Așa, sigur că un anumit fel de turism. Și atunci
nu știu pe cât poate de relevant era turismul sportiv de enunțat în denumirea tezei, dar poate dumneavoastră știți mai bine că turismul activ poate implică și sportiv, dar eu cred că pentru un delegat ar fi mai clar dacă aveți fi turismul sportiv. Fiindcă atunci când vorbiți de socializare, adică aveți niște rezultate în socializare, prin ce? Prin niște indici și ai ca calităților motrice pe care le-ați sporit. Da? Ați sporit și niște calități motrice și sporind de calitățile motrice prin activități de turism, ați îmbunătățit cumva și aspectul ăsta de socializare. Totodată, aici se reflectă și un alt aspect de contemplare, de contemplarea copiilor în natură. Majoritatea, acum, este tendința asta de urbanizare a societăților, așa, și toți trăiesc în orașe și pierd contactul cu natura. Și atunci, contemplarea asta în sânul naturii este un aspect foarte important, atât pentru confortul psihologic al adolescenților, cât și pentru ceilalți factori, de pregătire, de dezvoltare fizică, de socializarea lor, fiindcă aspectele este de a te ajuta acolo undeva, la ridicare, la coborâre. Unul duce rucsacul, celălalt are nevoie de sprijin. Deci coeziunea asta între membrii acestor grupe care merg în acest turism activ este tot un lucru foarte important. Și reflectând toate aceste aspecte, plus cele care le-au mai menționat și colegii mei din Consiliu, consider că atât teza cât și autoarea merită ceea ce se pretinde a fi, adică titlul de doctor în științe ale educației. Așa, continuăm cu scenariul nostru. Acum rămân doar membrii Consiliului. Toți ceilalți au un moment de respiro. A dezbaterilor în Consiliul Științific Specializat. În urma aprecierilor pozitive a referenților oficiali asupra tezei doamnei Grosu, Consiliul Științific Specializat de 53304 hotărăște teza doamnei Grosu Maria, înaintată spre susținerea publică, corespunde cerințelor Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare Republicii Moldova, iar autoarea merită conferirea titlului științific de doctor în științe ale educației la specialitatea 53304 Educație Fizică, Sport, Kinetoterapie și Recreație. 2. Consiliul Științific Specializat să intervină către Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare Republicii Moldova cu rugămintea de a aproba prezenta hotărâre a Consiliului Științific Specializat privind conferirea gradului științific de doctor în științele educației și de a elibera diploma respectivă. La vot au participat 4 persoane. 4 au fost pro, contra, 0. Vă felicităm, doamna Grosu, și vă oferim cuvântul. Deci un cuvânt din încheiere, așa de. Eu vă 20 de minute. În primul rând, vreau să aduc sincere mulțumiri Universității de Stat de Educație Fizică și Sport pentru oportunitatea de a-mi continua studiile la ciclu 2 în cadrul tehnologiei și management în turism, pentru oportunitatea de a-mi realiza studiile de doctorat, pentru oportunitatea de a crește profesional, intelectual. Vreau să aduc sincere mulțumiri conducătorului științific, domn profesor Rășneac, pentru ghidarea în activitatea științifică. Vreau să aduc mulțumiri catedrei natație și turism, în special șeful de catedră, domnul Mirdan Vasile,
care a contribuit la ghidarea mea metodică în turismul activ. Vreau să aduc sincere mulțumiri decanului de pedagogie, domnului Mihai Onoi, pentru ghidarea științifică în activitatea mea de 10 ani la Catedra Natație și Turism. Și nu în ultimul rând aș vrea să vă mulțumesc tuturor membrilor din cadrul Consiliului Științific Specializat, care ați contribuit la formarea mea ca om. Mulțumesc frumos! Și noi vă mulțumim și cu asta declarăm ședința de astăzi închisă. Mulțumim. Cei care se...